Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți pe stradă și deodată să vă taie calea o pisică neagră? Ce ați gândit în acel moment? Sau într-o zi de marți, când v-ați trezit, v-ați uitat în calendar și ați văzut că este 13? Oare v-ați gândit că este o zi cu ghinion? Ce se întâmplă dacă dăm bani cuiva lunea? Se spune că e posibil ca toată săptămâna să cheltuim foarte mulți bani. Dar dacă primim bani lunea, sunt șanse foarte mari să avem ceva economii la sfârșitul săptămânii. Da, v-ați dat seama, în această seară nu vom discuta despre criptomonede și despre viitorul banilor, ci în această seară vom discuta despre superstiții. Credeți în așa ceva? Ce spune Biblia despre așa ceva? Am doi invitați deosebiți alături de mine. Este vorba de cei doi colegi ai mei, Barney Laszlo și Mihai Stoicescu. Și vom încerca să răspundem la câteva întrebări și sunt foarte curioasă dacă ei, când erau mici, aveau superstiții sau dacă chiar și în acest moment cred în superstiții și mai ales vreau să ne întoarcem la Biblie să vedem ce spune Biblia despre acest lucru. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine te-am găsit! Bună mi-ai găsit! Salutare, Borni! Spuneți-mi, vă rog, dacă voi credeți în superstiții sau poate în copilărie credeați în anumite lucruri și dacă aveți și câteva exemple. Mihai, te las. Mihai! Nu mi-aduc aminte, totuși în copilărie, să fi crezut în superstiții. Chiar nu mi-aduc aminte. Însă, adevărul este că întotdeauna mi s-au părut extrem de ciudate. Chestia cu pisica neagră, de exemplu, sau cu 13. Mie 13 nu mi-a adus niciodată ghinion. Așa că, probabil că din cauza asta, în copilărie, nu am crezut neapărat în așa ceva. În momentul când eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, chestia asta cu superstițiile a dispărut din viața mea, să zic așa. Așa că, repet, în copilărie chiar nu mi-aduc aminte dacă aveam vreo superstiție. Borni, tu? Nu pot să spun că am avut superstiții când am fost mic. De asemenea, pot să spun că ziua de 13 pentru mine a fost o zi cu noroc, dacă este să vă simt terminul acesta. Am primit note bune la școală, de obicei. Da. Și în ce privește pisica neagră, nu mi-a făcut griji pentru că tot timpul aveam pisici în curte. Și atunci... Erau și negre. Da, nu aveam nicio problemă dacă îmi tăia calea. Oricum, cineva făcea o glumă, acum vreo două luni, auzeam, cum că să nu cumva să ne imaginăm că pisica stă undeva după un copac și hop, să sară în fața cuiva ca să îi port ghinion. Da. Totuși sunt oameni care cred în asemenea lucruri, iar unii dintre ei își justifică cumva credința aceasta pe niște evenimente care s-au întâmplat. Cred și eu că cuiva i s-a întâmplat cândva să îi se întâmple acest moment când o pisică îi taie calea sau într-o zi de 13 să îi se fi întâmplat o serie de lucruri negative și de atunci să fi rămas așa perpetu chestia asta, domnule, pe data respectivă sau dacă o pisică îți taie calea se întâmplă lucruri sau alte superstiții. Eu am fost în Italia și se spune că dacă arunci o monedă în Fontana di Trevi, următorul an revii. Bineînțeles că am aruncat acea monedă și următorul an am revenit. Se poate să fie o coincidență sau cum se explică așa ceva? Pentru că cei care cred în lucrurile astea văd că se întâmplă într-adevăr lucruri. Cum putem să explicăm aceste lucruri? Acum, poate ar trebui eventual să definim superstiția sau de unde vine. Însă, coincidență sau nu. Hai să vă dau un alt exemplu. Te rog. Când eram mic, unul mi se întâmpla să mănânc din cratiță. Și era bunica care venea și îmi spunea, nu mai mânca din cratiță că o să-ți plouă la nuntă. Dar imediat după aceea, la ceva timp scurt, auzeam că dacă îți plouă la nuntă o să ai belșug. Și când am auzit asta, era simplu pentru mine, ca atunci când bunica îmi spunea să mai mănânc din oală, ziceam, și ce dacă? Dacă îmi plouă la nuntă, înseamnă că o să am belșug. Adică, contracaram lucrurile astea. Pentru că, repet, mi se păreau ciudate. Acum, superstiția este un fenomen care vine în principal din necunoaștere. Din necunoașterea lui Dumnezeu. În momentul când cunoști ceea ce spune Biblia, atunci superstițiile respective dispar.
Superstiția apare atunci când, sau e o repercursiune, să spune așa, a fenomenului magiei, vrăjitoriei, de aici vine. Oameni care nu cunosc pe Dumnezeu și poate se întâlnesc cu fenomenul acestea altor forțe decât forțele lui Dumnezeu. Supranaturalul, dar nu cel bun, ci cel rău. Există lucrul acesta, adică, biblic vorbind, Satan are putere, fiind un înger căzut, are puteri supranaturale, e clar că poate să se transforme în ce vrea el. Știți că de multe ori apare și asta, cum arată cel rău? Păi cu coarne, că nu știu ce și așa mai departe, chestiuni dintre astea. Asta pentru că atunci când, repet, nu știi, nu cunoști Biblia, îți imaginezi tot felul de lucruri, cum ar putea să apară, să fie Satan. Dar în momentul când citești Biblia și îți dai seama că a fost un înger căzut, realizezi că ceea ce a creat Dumnezeu și Lucifer a fost cel mai frumos înger, biblic vorbind, îți dai seama că nu are cum să fie o, cum îi zice, o capră cu coarne, roșu și așa mai departe. Asta apare și poate să aibă astfel de apariții cel rău în momentul în care tu chiar crezi lucrurile acestea. Și ca să nu-ți înșele credința, ți se arată în felul acesta. Așa cum Evei s-a arătat ca un șarpe, de ce nu să se arate și în alte ipostaze de felul acesta? Deci probabil că de aici ar trebui să pornim. Există coincidențe sau nu există coincidențe? Repet, cred că Satan are putere, poate să facă multe alte lucruri, atât cât îi permite Dumnezeu. Poate să râdă la un moment dat de noi, poate să se distreze pe seama noastră atunci când există superstiții și poate emisiunea asta da-i și bună, ca să eventual să conștientizăm pe oameni că ar fi bine dacă e să ne punem, să punem mâna, să deschidem Biblia și să vedem cu adevărat despre ce e vorba. Și în momentul când cunoști lucrurile acestea, superstițiile dispar. Garantat. Și despre ce este vorba? Ce susținere biblică ar fi pentru superstiții și dacă nu este, ce versete sau ce texte sau ce argumente aduceți celor care sunt superstițioși? Deci din capul locului, dacă vorbim din perspectivă biblică și nu din perspectivă creștină, lucrurile capătă un alt sens, și anume că Biblia nu susține superstiția. Biblia spune că Dumnezeu este cel care știe toate lucrurile de dinainte. Nu se implică ca să te determine pe tine ca să faci niște lucruri pentru că asta s-a numit predestinație. Nu-ți controlează viața, ci te lasă liber ca tu să alegi. Acum însă mă întorc la cele spuse de Mihai, eliminând ideea că în Biblie s-ar găsi situația de superstiție și învățătura despre superstiție. Și vreau să spun că nu toate superstițiile sunt gândite în sens rău, negativ, doar că sunt situații care determină un lucru. Sau așa spui tu, că acel lucru a determinat următorul pas sau următoarea faptă. Și atunci ajungi la ceea ce noi am numit superstiție sau accident sau coincidență. Și atunci când omul mai atribuie și o semnificație mistică, religioasă, lucrurile se complică. Da, uite, vezi, și mai adaug și supranaturalul și metafizicul. Și lucrurile capătă un sens mult mai larg și mult mai amplu. Strict biblic vorbind, Biblia nu vorbește despre așa ceva. Însă omul este liber, poate să creadă ce vrea, dar la un moment dat omul trebuie să se alinieze și lângă un reper fix. Apropo de asta, că tot poate vedem și diferența între superstiții și ticuri. Și mai ales la tenis, de exemplu. Îmi place tenisul și mă uit și văd diversi jucători de tenis care au tot felul de ticuri sau chiar superstiții și aranjează, nu știu cum, exact așa. Dacă vine un copil și îi deranjează, imediat îl pune, pentru că dar chiar dacă face lucrul acesta, observați că niciun jucător nu este invincibil. Chiar dacă face lucrul acesta, tot mănâncă bătaie. De aceea spun, vedeți, la un moment dat, chiar fapta în sine ar trebui să-ți dea de gândit. Deși am pus lucrurile exact cum le pun de fiecare dată, am mâncat bătaie. Deci de ce le-aș mai pune în continuare?
Bine, pe această premisă ar putea să se gândească cineva care se roagă la Dumnezeu și spune eu cred în Dumnezeu și chiar dacă mă rog pentru un lucru, poate se întâmple altceva față de ce-mi doresc și atunci de ce să mai cred în Dumnezeu, știi? Da, adică mai e și da, da, dar ideea este că superstiția vine din necunoașterea lui Dumnezeu și atunci, clar, ai nevoie de o siguranță. Vedeți? Omul face anumite lucruri pentru că are nevoie de siguranța viitorului. Dacă fac așa, nu o să se întâmple aia. Vedeți de ce? Dacă, cum să spun eu, mireasa întâlnește o altă mireasă pe drum, nu trebuie să vadă miresele. De ce? Pentru că o să fie nu știu ce. Vor divorța sau ceva. Da, adică sau n-ai voie să vezi mireasa, mirele, nu trebuie să-și vadă mireasa înainte de a ajunge la altar, că e ghinion. Ce e ghinion? Și așa mai departe. Sau tot felul de situații dintre astea, care mai de care mai bizare, da, sunt convins că poate la un moment dat cuiva i s-a întâmplat o chestie rea. Și de atunci a tras concluzia că dacă se întâmplă lucrul acela, însă tragi concluzia asta în momentul, repet, când nu-L cunoști pe Dumnezeu, când nu ai o imagine corectă a ceea ce spune Dumnezeu. Nu spun că nu ești creștin. Mulți sunt creștini, dar habar n-au ce spune Biblia. Și atunci pe Dumnezeu îl înțeleg și îl cunosc din cartea Lui. Dacă am în vedere cartea Lui și mă interesează chiar cu adevărat ce ar spune Dumnezeu, atunci văd ce spune acolo. Barney, spune-mi, te rog, cei care îl cunosc pe Dumnezeu, se roagă. Poate alții afirmă că rugăciunea este o superstiție. Este rugăciunea o superstiție? Foarte bună întrebare și foarte interesantă. Trăim într-o lume în care fiecare poate să afirme absolut ce trece prin cap și să considere lucrul pe care l-a afirmat ca fiind și adevărat. Dau un exemplu, Mihai poate să considere sau eu pot să consider că masa aceasta de fapt este un scaun. Și să cred în lucrul acesta, dar este doar considerația mea și asta nu înseamnă că este și adevărat. De aceea, rugăciunea, repet, din perspectivă biblică, nu religioasă sau creștină, nu este superstiție nici coincidență, ci este încrederea omului față de o putere supranaturală sau metafizică. Cineva care este peste puterile sale și îl poate ajuta. Uite să vă dau un exemplu. Te rog. Scuze. Nici problemă. Dumnezeu le-a vorbit evreilor și le-a transmis, să zic așa, un cadru extrem de bine pus la punct, din toate punctele de vedere, religios, social, medical. Le-a oferit un cadru, o societate să funcționeze din toate punctele de vedere la cote maxime. I-a învățat că dacă vor să se raporteze la Dumnezeu, au nevoie de ceva, să se roage lui Dumnezeu. Însă, la un moment dat, evreii s-au plictisit de lucrul acesta. Hai ca să folosesc un cuvânt, simplu. Și au început să facă tot felul de lucruri pe care Biblia le condamnă. Lucrurile acestea au creat o barieră între ei și Dumnezeu. Se rugau și Dumnezeu nu le mai răspundea. Și în momentul când Dumnezeu nu le-a mai răspuns la rugăciune, au căutat alte metode de a rezolva problema respectivă. În cartea profetului Osea, la un moment dat, chiar spune Dumnezeu, păi de ce întrebați lemnul? Ce făceau? Luau un lemn, îl aruncau în sus și cădea. Și cum cădea lemnul în poziția în care cădea, dădea o semnificație. Deci trebuie să facem lucrul acela. Și Dumnezeu îi condamna, adică nu te rogi mie ca să afli, să vezi care e voia mea, dar întrebi un astfel de lemn. Ce ai obținut? Situații bizare, cu alte cuvinte. În momentul când Dumnezeu nu îți răspunde, e posibil ca să fie în viața ta ceva care nu e în regulă. Și atunci Dumnezeu vrea ca să rezolvi problema aceea cu El. Și apoi poate să răspundă. E o semnificație, de ce, o explicație de ce poate nu răspunde Dumnezeu la rugăciune. Sau din contră, poate Dumnezeu îți testează răbdarea. Sau cine știe ce. Ai dat un exemplu din Biblie, am și un exemplu din Biblie, Răscăldătoarea Betesda. Acolo se putea vorbi despre superstiții? Intrau în apă și se vindecau. Da, și era ai și textul un pic problemă, care spune că era un înger acolo care tulbura apele și cei care intrau primii se și vindecau. Și se pare că unii chiar se simțeau mai bine din spusele celor de acolo. Problema cu textul strict, textual vorbit, este că în scrierile mai vechi,
în copiile de limbă greacă, textul nu este în textul biblic, ci este pus undeva pe margine, pentru că era o superstiție din vremea aceea. Copiștii, vrând să fie foarte corect și să scrie toate lucrurile, să nu cumva să le scape ceva din ceea ce Ioan a scris acolo, au adăugat încet, încet și paranteza aceasta. Sau ce se credea pe vremea Sau ce aceea. Se credea, ca să nu se piardă nimic. De aceea a ajuns textul cum îl avem noi astăzi. Dar în original, sau în textele mai vechi, nu există. Acum însă, chiar dacă ar fi fost, învățătura despre Dumnezeu, cum că Dumnezeu te vindecă la noroc sau la o aruncare, pică. Pentru că Dumnezeu te vindecă atunci când tu te duci la El. Acum sunt diferite situații și nu vreau să intri, diferite contexte despre care nu vreau să vorbesc, pentru că Dumnezeu răspunde fiecăruia după nevoia sa. Și sunt situații când omul rămâne frustrat și supărat pentru că Dumnezeu nu l-a vindecat, chiar că Dumnezeu a promis vindecare. Însă ceea ce omul nu știe sau nu are față de Dumnezeu este capacitatea de a vedea anumite lucruri în viitor, în viitor mult mai îndepărtat. Totuși, mă întorc la întrebarea pe care tu ai pus-o legat de rugăciune. Poate fi o superstiție pentru că sunt unii oameni sărmani, neajutorați, care atunci când înfruntă probleme, neavând la cine să apeleze, neavând ceea ce noi numim astăzi în societate pile, zic, o să mă rog. Și îi se împlinește lucrul acela. Și oamenii pot să zică, e o superstiție asta, că tu te rogi și crezi în chestia asta și s-a împlinit. Repet, din perspectivă biblică, este răspunsul lui Dumnezeu. Sau, da, într-adevăr, sau sunt persoane care spun, dacă aș face rugăciunea asta de câteva ori, da, atunci o să se împlinească sigur, sigur, sigur. Dar și da, poate deveni rugăciunea un... Da, ce interesant este, apropo de ce ai spus și tu, Barney, legat de vindecare. Vedeți, noi suntem oamenii, avem nevoile noastre. Bani, sănătate, putere, o casă, o mașină, dacă s-ar putea. Așa. Însă, dacă citim mai atent în Scriptură, vedem că în primul și primul rând Dumnezeu ar vrea ca să fim vindecați din punct de vedere spiritual, să chiar să vedem lucrurile din perspectiva aceasta. Pentru că Dumnezeu în primul rând dorește mântuirea noastră. În momentul când privim lucrurile așa, s-ar putea ca să înțelegem altfel lucrurile, de ce Dumnezeu poate nu răspunde la diverse rugăciuni sau cele ale noastre. Dar oricum, ceea ce am reținut eu din Biblie, întotdeauna Dumnezeu are în vedere binele meu. Și s-ar putea ca, mie mi-a plăcut, mi-a spus cineva odată, pe vremea când în România apăruseră bomboanele acelea, după Revoluție, Jelly Bon și alte, nu știu dacă... Boni Bon și așa mai departe. Și spunea, a spus așa, dacă copilul tău, când știi că e foame, își cere Jelly Bon și alte de-astea, ei da? Ei da un sandwich, nu? Ei cumpăra ceva să mănânce, nu? Ei da Jelly Bon. Așa este și cu Dumnezeu. Uneori, poate noi cerem Jelly Bon și alte de-astea, dar Dumnezeu îți dă ceea ce chiar vede că ai nevoie. De aceea, poate uneori, Dumnezeu nu îți răspunde la rugăciune. Ei cerut un Jelly Bon. Uite, vis-a-vis de rugăciune, am găsit chiar astăzi un articol. Cum îți dai seama că ești de ochiat? Și sunt aici câteva caracteristici, că ai febră, stări de vomă, transpirații și nu știu ce. Și ce trebuie să faci? Care e soluția? O rugăciune. Și rugăciunea te vindecă instantaneu. Și chiar în articol aici este o rugăciune pe care ar trebui să o spui, zic ei motamo, ce ar trebui să spui. Și iată că în cazul ăsta, cred că ei duc rugăciunea la nivelul de superstiție. Dacă ți se întâmplă ceva spre rugăciune, gata, garantat se întâmplă, nu știu, vindecarea. Deci, interesant este că în Cartea de Deuteronom, Dumnezeu chiar le-a spus evreilor să nu te duci la cei care descântă, la descântători. N-ai ce căuta acolo. Poate să spună, și pe vremea aceea descântătorii spuneau rugăciuni, nu altceva. Dar Dumnezeu a spus, acolo n-ai ce căuta. Un exemplu, Saul, primul rege al iudeilor, pentru că Dumnezeu nu i-a mai răspuns la rugăciuni, îl întreba și nu îi răspundea, omul s-a dus la vrăjitoare pentru că voia să afle niște răspunsuri. Și a căpătat răspunsurile pe care și le-a dorit. Însă Dumnezeu i-a transmis clar că este, știu, nu îi răspunde tocmai pentru acțiunile pe care el le face. Dumnezeu nu e de acord cu am o problemă sau
sunt descântat sau sunt de ochiat. Da, repet, în opinia mea, lucrurile acestea vin din necunoaștere și, în al doilea rând, din o lipsă de împăcare a ta cu Dumnezeu. În momentul când te împaci cu Dumnezeu, vă spun, garantat, n-ai parte de așa ceva. Garantat, pentru că înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, și eu aveam parte de lucrul acesta. Și îmi spunea bunica, ești de ochiat și tot felul de lucruri. Nu-L cunoștea, nu, habar n-aveam. Și aveau tot felul de metode, care mai de care mai ciudate, oricum neplăcute. A rămas cu o impresie de neplăcere totală. Și în momentul când L-am cunoscut pe Dumnezeu, n-am mai avut nicio problemă cu lucrul acesta. Repet, sunt implicate tot felul de, din explicația mea, tot felul de forțe oculte, să spunem așa. Și ele își fac treaba. Este adevărat că atunci când crezi cu tărie un lucru, ți se poate întâmpla? Practic cumva pe baza forței tale de a crede acel lucru? Nu știu, puterea de vindecare, crezi în rugăciune sau, eu știu, citești zodiacul dimineața și acolo scrie că azi o să ai noroc și, nu știu, o să câștigi bani și cu gândul ăsta chiar ți se întâmplă să câștigi bani. E un text biblic care spune nimic bun pe lumea asta care se întâmplă nu poate să nu vină de la Dumnezeu. Orice lucru bun îi aparține lui Dumnezeu. Și orice lucru rău îi aparține. Orice lucru rău nu îi aparține lui Dumnezeu, pentru că dar clar de ce că Dumnezeu se întâmplă face... și lucrurile? Pentru că unii pot să spună, și ce pot să spună unii? Ok, eu cred în Dumnezeu, dar nu e viața mea toată roz. Nu, așa, un câmp de floricele și totul este armonie. Absolut, pentru că trăim din nefericire într-o lume în care există două forțe. Există pe lângă bine, există și rău. Și evident că cel rău nu o să stea niciodată cu mâine încrucișat și să spună, știi ceva, gata, am pierdut bătălia aici. Nu. În dreptul fiecăruia încearcă să facă orice posibil ca să îmi pierd credința mea, în primul rând, în Dumnezeu. Pentru că dacă îmi pierd credința în Dumnezeu, mai mult ca sigur pierd și dorința lui Dumnezeu de a fi mântuit eu. Și tot ceea ce face Dumnezeu. Din cauza asta, deci orice se întâmplă, ori să fiu mântuit, ori să nu fiu mântuit. Dumnezeu vrea să fiu mântuit, cel rău, clar, să nu. Aș vrea să dau și eu câteva lucruri. Te rog frumos. Pentru că Mihai mi-a luat înainte. Nu toate lucrurile în care credem se și întâmplă. De foarte multe ori ne dorim anumite lucruri și credem că suntem pe drumul cel bun și credem că am făcut tot ce trebuia făcut și tot ce ținea de noi ca să obținem lucrul acela sau rezultatul dorit și nu se întâmplă. Și suntem dezamăgiți. De aceea, dacă citim în Zodiac sau dacă citim nu știu unde sau dacă auzim pe cineva că ne spune un lucru, poate se întâmplă, poate nu se întâmplă. Oricare ar fi credința mea, nu ar trebui să mă ancorez în acele lucruri. E adevărat că Mihai acum a intrat așa la rădăcina lucrurilor și a vorbit despre forța binelui și forța răului. Vorbind foarte sincer și foarte biblic, există doar... nu două forțe, două persoane, persoana binelui și persoana răului. Astfel că toate lucrurile care sunt pe pământul acesta, fie vin dintr-o parte, fie vin din partea cealaltă. Mai există și contribuția omului de a face rău sau de a inventa tot felul de lucruri. E adevărat că, de exemplu, zodiacul n-a fost inventat ca ceva rău, otrăvitor pentru masele de oameni. Pe de cealaltă parte însă, cei care vorbesc despre gândirea pozitivă și încurajează lucrul acesta, spun ca tu să ai încredere în puterea ta și în puterea gândurilor tale și să gândești ca un om victorios și să te gândești că succesul pe care ți-l dorești deja l-ai și credința pe care o ai îți dă putere ca să te ducă acolo în punctul dorit. De multe ori gândirea pozitivă ucide gândirea, cum spune și Andrei Pleșu, pentru că elimină realismul. Și de multe ori vezi oameni care nu sunt favorizați de contextul în care trăiesc, dar ei gândesc pozitiv. Și atunci elimină ideea aceasta că, domnule, există o problemă. Eu rog pe toți oamenii care ne privesc să se gândească la următorul lucru, și anume că este foarte ciudat cum într-o țară creștină precum România, toată lumea afirmă că îl cunoaște pe Dumnezeu, așa cum spunea și Mihai, însă sunt foarte mulți, procentual vorbind, care cred în tot ce înseamnă tarot, ghicire, astrologie, zodiac și așa mai departe. Nu vreau să deschid un război sau o luptă împotriva acestora, însă, repet, sunt doar două entități, două persoane care controlează lucrurile, și anume persoana binelui și persoana răului, Dumnezeu și cel rău.
Și se poate să-i numim unul ne aduce noroc și celălalt ghinion? Vreau să ne referim puțin și la acești doi termeni, noroc și ghinion. Dacă este în regulă să-i folosim, să-i atribuim anumitor situații. Norocul și ghinionul vin din hazard. Asta este. Dom'le, am avut noroc. Cine mi-a dat norocul ăla? Nu știu, pur și simplu. De niciunde. Da. Ghinion am avut. Dom'le, ghinion. Adică de unde a venit ghinionul ăsta? Nu știu, dom'le, eu atrag ghinionul. Cine e responsabil cu ghinionul ăsta? Cine mi-l aduce? Dar, repet, lucrurile astea vin din necunoaștere. În momentul în care recunosc sau îmi dau seama că în viața mea pot exista și eșecuri, nu mai numesc ghinion. Stau și văd și analizez să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Pentru că aici ar trebui să rezolv. Și dacă ai avut noroc, analizezi și vezi, ok, cum am ajuns să am norocul respectiv? Repet, cu ghilimele de rigoare. Adică eu nu cred în noroc și în ghinion. Pentru că nu suntem mai nimănui. Pe de altă parte, la un moment dat spun și Dumnezeu ne-a dat o grămadă de valori, ne-a dat minte să o punem la contribuție și să facem anumite lucruri. Adică nu am dinții, n-am carie că am avut noroc. Pentru că mi-am spălat dinții, i-am îngrijit. Nu am carie pentru că, dom'le, ghinion, am mușcat odată din ceva și ghinion s-a spart dintele. S-a spart dintele pentru că n-am avut grijă la un moment dat de el. Adică lucrurile ar trebui privite din punctul ăsta de vedere. Repet, cred, de multe ori, vorbim așa, din necunoaștere. Sau ne e mai simplu să aruncăm pe alții sau pe altcineva vina. Dom'le, ghinion, asta este. Eu am ghinion tot timpul. Ori de câte ori fac asta... Cu alte cuvinte, ideea de ghinion și ideea de noroc elimină ideea de responsabilitate. Nimeni nu este responsabil pentru ce mi s-a întâmplat, chit că este bun, chit că este rău. Și atunci zici, păi stai puțin, eu sunt undeva la mijloc și niște puteri superioare mie se joacă cu mine, fac deci, ce vor. Deci face eu? Nu, da. Personal, cred că norocul sau șansa în viață ți-o creezi tu prin muncă asiduă. Și dacă cumva ți se dă ceva în surplus, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, nici de cum norocul chior. Chior, chiar da. Vreau să discutăm foarte puțin și despre magie. Știm că există magie neagră, magie albă. Mulți dintre cei care se duc, eu știu, la vrăjitoare sau, nu știu, vor să-și afle viitorul sau habar n-am care sunt motivele lor, spun că se duc la cineva care face magie albă și totul este pozitiv și n-ar fi ceva greșit. Ce susținere biblică are această magie? Cum este privită de Dumnezeu și ce ar trebui să facem în acest caz? Acum, diferența între magie albă și magie neagră. Magia albă este cea care se spune că, de fapt, nu e împotriva lui Dumnezeu, e cu Dumnezeu, se roagă. De aceea e magie albă. Magia neagră este când faci apel la forțele ocurte, la spiritism. Deja dai în spiritism și atunci nu ești cu Dumnezeu, dar și descântătorii sunt cu Dumnezeu. Pentru că ei se roagă. Pun rugăciune acolo. Să fugă cine să fugă și să vină cine să vină. Dar ei se roagă. Și atunci intră în categoria asta a magiei albă. Așa cum spuneam mai devreme, Dumnezeu nu are nicio treabă cu niciuna dintre ele. Nici că e albă, nici că e neagră magia. Dumnezeu spune, n-ai ce căuta acolo. Eu am avut un prieten mult mai în vârstă decât mine și spunea că el are o credință anume. Nu spun ce credință are. Și la un moment dat îmi spune că el s-a dus la o vrăjitoare ca să îi afle așa, că nu știa ce se întâmplă. Era omul de afaceri. Și atunci l-am întrebat, păi, dacă tu citești din Biblie, clar că ai văzut că Dumnezeu îți spune să nu te duci acolo. Dacă tu ai citit asta, de ce te-ai duce? De multe ori oamenii apelează la astfel de magie ca să aibă răspunsuri imediate. Pentru că le e greu să afle răspunsul de la Dumnezeu. Pentru că de multe ori îți vine întrebarea, și cum îți răspunde Dumnezeu? De unde să știu eu? Eu am nevoie să știu să bag banii acolo sau să nu bag banii acolo. Să fac chestia asta, să nu fac chestia asta. Dumnezeu nu răspunde așa prompt cum răspunde magia albă sau neagră. Dar repet, Dumnezeu nu are ce căuta. Da, s-ar putea să ai noroc în momentul când te duci la astfel de
cum să spun eu, comerciant în magie albă sau magie neagră, ai plătit prețul și ți-a spus ce ai de făcut. Și poate chiar îți merge. Vreau să spun că nu tot timpul este atât de simplu. Dacă citim puțin pe internet și dacă citim câteva cărți sau ascultăm pe unii oameni, atunci când te duci la cineva profesionist și inițiat în magia albă, hai să vezi că există un ritual, o sesiune, deci că te-ai dus la psiholog și, și trebuie să faci câteva lucruri și nu primești răspuns chiar așa pe loc. Mie îmi place că noi aici am mers pe o linie concretă și anume ce spune Biblia și ce se întâmplă. Pentru că dacă privești în ansamblu creștinismului, creștinismul are zone acoperite de tot ce înseamnă magie albă sau neagră. Conform Bibliei nu există magie albă sau neagră, există magie. Și magia, în sensul în care o cunoaștem noi, nu este nici de cum ceva care să vină de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu face magie. Dumnezeu face lucruri concrete și e adevărat că există și foarte mulți șarlatani, dar noi vorbim despre puterea lui Dumnezeu care a creat toate lucrurile și nu despre hocus pocus și alte lucruri. Știi ce? Ca o fază, ca o situație interesantă. Eram undeva în București și m-am întâlnit undeva aproape de gura de metrou cu o persoană care mi-a zis, hai să-ți ghicesc. Și în momentul respectiv i-am pus o întrebare și am spus, uite, dacă știi să ghicești, spune-m cine sunt. Femeia, adică apropo de șarlatani, nu, să spună ce sunt eu, cu ce mă ocup eu. Okay. Dacă știi să ghicești, atunci pot să spun ce ești, cu ce te ocupi, cine ești, da, ai puterea asta. Pe femeia am blocat-o, că era o femeie, s-a blocat și a început să spună, ești așa, ești, a început să mă descrie. Cum, că sunt frumos, că sunt deștept, că sunt, mă rog. Da, și am spus, nu, asta am întrebat. Cu ce mă ocup eu? Cine sunt eu? Și femeia n-a știut să răspundă lucrul ăsta. Apropo de șarlatanism, de multe ori întâlnim astfel de oameni care sunt oportuniști. Nu, ei sunt nevinovați din punctul ăsta de vedere. Ei încearcă să scoată un ban de la tine, să te fraierească pe tine, că dacă spun anumite lucruri, tu o să-i crezi și o să zici, păi ce chestie, uite cum sunt eu de fapt. Și gata. Însă lucrurile nu sunt chiar atât de simple, pentru că există și, într-adevăr, persoane care se ocupă cu lucrul ăsta în adevăratul sens al cuvântului. Barney spunea un pic mai devreme, nu mai țin minte exact ce întrebare ți-am adresat și spuneai dacă vorbim din perspectivă creștină sau biblică. Creștinii nu se bazează pe Biblie? Adică de unde superstițiile dacă toți creștinii au la bază Biblia? Ca și idee, ca și concept, așa susțin toți creștinii că se bazează pe Biblie. Problema este că dacă privești bisericile istorice, mai ai o adăugare a ceea ce numim Sfinții Părinți Bisericezi, tradiție. O respectăm, însă nu o ridicăm la rang de Biblie. În momentul când o ridici la rang de Biblie, lucrurile se complică și se bazează pe niște lucruri. Alchimiștii, de exemplu, din primele secole, da? Pe de cealaltă parte, ai zona aceasta neoprotestantă, care se bazează și pe alte scrieri în afară de Biblie. Și atunci, din nou, lucrurile se complică pentru că aceștia ridică aceste scrieri sau istoria unui grup religios la rang de cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să facem o distinție clară din capul locului. Biblia este sursa, iar restul lucrurilor, istoria, tradiția, scrierile sfinților părinți bisericești, sunt resurse. Și între sursă și resurse e o diferență destul de mare, zic eu. De aceea, aș prefera că dacă noi trăim într-o lume, nu într-o lume, într-o țară creștină, într-o societate românească care se definește încă din momentul nașterii a fi creștin, creștină, să rămâne lângă Biblie și nu lângă alte lucruri. Mă gândesc însă la cele pe care noi le-am vorbit și la cele pe care Mihai le spunea, ce faci în contextul în care câștigi la loto? Exact asta este o întrebare, da. Câștigi la loto. Se întâmplă ca de multe ori să ai noroc să ți se întâmple și un lucru bun. Ai noroc, ai spus. Exact. Intenționat am spus lucrul acesta. Dar tot aici ajungem, la noroc. Pentru că, hai să fim serioși, câți din cei care joacă la loto câștigă pe loc? Pe când Dumnezeu în Sfânta Scriptură spune așa, tu lucrează, iar eu te binecuvintez ca tu să poți lucra și binecuvintez și rodul mâinilor tale, astfel încât să ai de toate. Da? Nu la noroc, la plezneală. Problema este că jucatul la loto încurajează lenea și puturoșenia.
Și pe lângă asta, mulți din cei care au câștigat au pierdut averea foarte rapid, că nu au știut cum să gestioneze o astfel sumă de, mare sumă de bani. Cei mai mulți și-au consumat această avere pe tot felul de lucruri, mașini, vile sau știu și o să se dea mare în anumit. Dar asta a fost. Și uitați-vă că lucrurile astea se întâmplă mereu. Cei mai mulți care joacă la loterie pierd, nu câștigă. Sau câteodată mai câștigă sume mici, cât să fie alimentat, să mai joace încă o dată. Dar cei care câștigă sume mari sunt, da, îi vedem, apar la știri. Odată la, de câte ori am auzit în ultimii 10 ani că au câștigat oameni în România sume imense la loterie. Foarte puțin. Nu? Anul ăsta, parcă, nu știu ce loterie din Europa, parcă s-a câștigat o sumă. Parcă. Nu sunt la curent pentru că nu joc la loto. Da. Nu sunt a fost o știre înainte la tragerea mare de anul tragere. Nou. Da? S-a acumulat o sumă mare și a câștigat-o nu știu cine. În sfârșit. Deci de-aia spun, lucrurile astea sunt foarte rare. Da, în seama cui să pui acel câștig? Asta era de fapt întrebarea din live. Da, de exemplu, personal, nu mă grăbesc să clasific toate situațiile vieții ca fiind venite din partea lui Dumnezeu sau din partea celui rău. Și vă dau un exemplu scurt. Lucrez într-o companie și la un moment dat ești dat afară din companie pentru că se fac restructurări. Atunci tu spui, oricum colegii erau răi cu mine, ce rău, oricum mi-a băgat numai bețe în roată și cred că a vrut să mă dea afară din colectivul ăsta și a vrut să mă dea afară de aici. Că chiar dacă colegii erau cum erau, dar parcă câștigam bine și nu mai am ce să-mi susțin familia. Dai vina pe celălalt. De cealaltă parte, poți să gândești pozitiv și creștinește și să spui că cu siguranță Dumnezeu are ceva mai bun pregătit pentru mine. Și vin predicatorii motivaționali care spun că cu siguranță Dumnezeu are ceva pregătit pentru tine pentru că tu ai fost foarte credincios. Pe cealaltă parte există și varianta că tu ai fi fost un puturos, un leneș, nu ți-ai făcut treaba și oamenii au zis, nu mai avem nevoie de tine. Pleci, da? Adică aș vrea să evităm zonele de gri în care nu suntem responsabili de faptele noastre. Să învățăm, și mai ales în România treaba aceasta este destul de complicată, nu prea suntem responsabili de nimic și căutăm zonele de gri ale vieții în care să fie alții responsabili. Pentru că atunci când alții sunt responsabili, este mult mai ușor ca să dai verdicte, să critici și să dai cu părerea. Când tu ești responsabil și ești tras la răspundere, lucrurile se complică. Chiar înainte de emisiune vorbeam cu cineva și mi-a zis, ce părere ai de această vorbă din popor? Un necaz nu vine niciodată singur. Și sunt multe exemple când ți se întâmplă ceva și parcă în următoarea săptămână sau lună tot lucruri negative ți se întâmplă. Ce explicații avem pentru acest aspect și ce sfat am putea să le dăm celor care cred că au intrat dintr-un necaz și merg dintr-unul într-altul? E, bun, uite, hai să răspundem la întrebarea asta. În momentul când ai un necaz, ce se întâmplă cu tine? Ești negativist, ești supărat, dezamăgit. E supărat, trist. În primul rând e supărat și gândești extrem de negativ. Și orice lucru se întâmplă, sau ți se întâmplă, și lucruri care ți se întâmplau și până atunci, încerci să vezi numai partea rea a lucrurilor. Oricine are ceva cu tine, toate lucrurile ți se întâmplă doar ție, nimic bun nu ți se întâmplă ție, pentru că gândești așa. Același om, aceleași situații care se întâmplă o alte persoane, care nu este negativ din fire, nu vede lucrurile acestea negative, ci din contră vede oportunitățile pe care le are în situația respectivă. Repet, ține de modul nostru de a gândi atunci. Vedem numai lucrurile bune, dar dacă ne-am oprit și am stat puțin cu noi și ne-am spus, stai puțin, hai că nu e chiar așa, și să încerci să gândești pozitiv, lucrurile stau altfel. E un lucru interesant, vorbea Borni și a mai fost la emisiune. Am discutat de lucrul ăsta. Să știți, interesant este că această gândire pozitivă pe care o folosesc cei din dezvoltare personală sau predicatori ăștia motivaționali, este biblică. Dumnezeu nu ne învață să gândim negativ. Dumnezeu ne învață din contră să fim mulțumiți pentru toate lucrurile, să gândim din punctul acesta, să ne bucurăm de lucrurile acestea. Bun, asta înseamnă că atunci când ceva, nu că dacă moare mama o să sară în sus de bucurie, nu, la asta mă refer. Doar că încerc să văd partea plină a paharului. Când am de plâns să plâng,
cu cei ce plâng și când am să mă bucur, să mă bucur cu cei ce se bucură. Adică, din contră, Biblia pe mine mă învață să fiu, din punctul acesta de vedere, extrem de pozitiv, mulțumit, bucuros și atunci, gândind în felul acesta, nu o să stau să văd cum e paharul ăsta. Păi eu pot să văd că paharul ăsta, în paharul ăsta e apă sau pot să spun că e aproape gol. Exact. Depinde de modul în care vezi. Și ce mai vezi? Și mai există și a treia categorie, care văd paharul ca un obiect de aruncat după alții. Da. Eu chiar am făcut la un moment dat un experiment și am pus apă puțină într-un vas și le-am arătat copiilor. Știți ce au văzut copiii? Ce au văzut? Urme de pe pahar. Un pahar cu apă. Un pahar cu apă. Și le-am arătat adulților. Știți ce au văzut adulții? Pahar aproape gol. Un pahar aproape gol. Vedeți diferența? Da. Copiii au văzut apa, adulții au văzut că e gol, aproape gol. Referitor la faptul că au o bază biblică, cei care ne îndeamnă să gândim pozitiv, speakerii motivaționali, totuși trebuie să avem grijă să nu cădem în capcana de a ne atribui lucrurile, să credem cumva în forța noastră. Că și asta iar mai este o chestiune importantă. Da, devii tu Dumnezeu, nu mai te raportezi la Dumnezeu. Putem să afirmăm că superstițiile sunt greșite? Ba mai mult, putem spune că este păcat să avem superstiții? Și asta ar fi ultima întrebare și răspunsurile voastre să fie ca un fel de concluzie. Nu m-aș hazarda să spun că superstițiile sunt păcat, pentru că nu sunt în locul lui Dumnezeu. Știu doar că nu au de-a face cu Dumnezeu. Iar referitor la discuția de acum un minut și un pic, vreau să spun că să nu cumva să confundăm înțelepciunea bătrânească, înțelepciunea populară cu superstiția. De foarte multe ori când se întâmplă un necaz, se mai întâmplă un alt necaz. Sau când se întâmplă o bucurie, se mai întâmplă încă o bucurie. Este o înțelepciune a omului de rând care a experimentat și a văzut câteva lucruri în viață. Să nu le confundăm pentru că ei se confuzie. Însă, îi rog pe toți cei care ne privesc să se încreadă în Dumnezeu și lucrurile vor fi frumoase. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Intrați pe site-ul nostru www.a7tv.ro. Acolo găsiți întreaga grilă de programe, găsiți și emisiunile din arhivă și niște articole foarte, foarte interesante. Rămâneți pe A7TV, urmează Cornel Dărvășan cu știrea cea bună și mâine la ora 20 ne revedem să punem sub lupă un subiect foarte, foarte interesant. Urmăriți-ne pe Facebook că veți vedea despre ce este vorba mâine. Numai bine vă doresc!